Prin bunătatea lui Dumnezeu, suntem într-o nouă emisiune în care avem în fața dumneavoastră doi tineri frumoși, serioși, care o să vă încânte prin ceea ce vă spun sau, cine știe, poate că o să vă ridice niște întrebări, o să vă dea niște subiecte de rugăciune, dar ca să nu lungim vorba, că așa am lungit-o, Ariana, bine ai venit! Bine v-am găsit! David! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Mulțumesc! Ce legătură, ce asemănări sunt între tine și David? Credem amândoi în același Dumnezeu, zic eu cel mai important. Așa. Și mi-ar plăcea să cred că sunt și eu puțin viteaz, poate nu chiar la fel de viteaz ca David, cel puțin asta îmi place să cred. Cu le ai cu praștea? Cu praștea nu, n-am încercat. Dar nu-i târziu. Mai spargeam, acum ai trecut de vârsta să spargeam. Da, am trecut. Găsesc eu altceva după ce se țintesc. Te gândești tu la... Ai avut ceva goliat în viață? Vreun profesor, poate, dar... Profesor de ce? Ia zi, dar nu așa, că nu, de matematică. Aoleu, de ce îți place matematica? De numă, da. Când îl vezi pe ăla, ce zici? În numele Domnului... fug, da, <mă. laughs> În numele Domnului fug de goliat. Da, acum, frate, tot David nu l-a învins fugind, ci fugind înspre el, dar asta e o altă chestie, da, da. Nu cred că poți să lovesc pe profesor cu praștea, din păcate. Nu cred că ar reacționa bine. Am înțeles, da, da. Bun, Ariana, tu am auzit că ești pe la liceu. Da, în clasa 12-a. Oh, și ești și fericită. Da. Ai ceva emoții, ceva? Momentan nu. Au părinții tăi emoții? Da. Corect. Și care ar fi logica să ai și tu și ei? Da, ei au de pe acum. Da, da. Da. Și... chestia asta cu bacul, ai priceput vreodată rațiunea? De ce ar trebui să iei bacul? Da, deși mi se pare destul de greu să te axezi și pe bac ca să fie note mari și pentru admitere la facultate, mai ales dacă este una cu pretenții mari, e destul de greu. Păi de ce nu faceți o revoluție, ceva să mai schimbați? Da, dar nu cred că se poate. Nu cred că ne ascultă cineva. Asta e problema cu că nu crezi că se poate. Spunea cineva, eram la liceu și noi am făcut un liceu în care aveam și o fabricuță lângă liceu, aveam și producție, nu știu ce figuri de genul ăsta pe timpul, așa, și au venit să ia niște interviuri și cred că m-au băgat și pe mine la o chestie din asta. Și vorbeam cu un cameraman și spunea, păi zice, știi cine dau interviuri foarte faine? Copiii și bătrânii, că ăștia nu joacă teatru, nu. Și îmi dădea o chestie, mare curaj au avut pe timpul Ceaușescu să-mi spună mie o chestie în asta, zice, ne-am dus să-l filmăm pe un bătrân. Și l-a întrebat ăsta, zice, domnule, ce zici dumneata despre Revoluția Socialistă? Zice, bătrânul s-a uitat, o zice, păi, nene, eu la Revoluție nu mă prea pricep, dar o răscoală ar fi necesară. Deci poate v-am dat o idee, dar nu spuneți că e de la mine, le ștergem asta de pe... Bun, ce ai zis, că facultate cu pretenții din asta? Da, da. Ai așa ceva în minte? Da, am de mult timp, medicina. Șase ani bănuiesc. Da. Pentru început, să ne înțelegem, pentru început, da? Și ce ai vrea dacă ar fi după tine? Păi cred că... doctor, internist, probabil. M-a ajutat că am crescut în mediul acesta, adică și părinții mei sunt asistenți medicali și bunica mea și... Te-ai îmbolnăvit de halate, dacă ai văzut tot alb, 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 verde, așa, da. Dar nu părinții s-au zis chestia asta. Nu, și ei își doresc asta, dar nu e o obligație. Ai tăiat vreo găină, ceva până acum? Nu, asta nu. Deci nu mergi pe chirurgie? Nu îmi doresc. Da, nu se știe niciodată. Bine. Da, deci 6 ani și apoi... Da, e ok, bine, lasă. Dar tu te încrezi în Domnul și vezi unde te duce Domnul. Dar te pregătești pentru medicină, frumos. Da. Domnul va fi cu tine. Să fii un doctor bun și noi să n-avem nevoie de tine. Amin. Așa să fie. Așa să fie. Bun, deci ești cam aglomerată. Tu? Eu sunt anul întâi la informatică aplicată. A plecată sau cum? A plecată de acasă, acum facem toți online, dar aplicată. Da, aplicată, da. Bun, și asta cu ce se mănâncă? Calculatoare, în principiu. Calculatoare. Programare.
programare. Da. Și aia cu softul, cu hardul, pe ce domeniu? Sau chiar pe aici, pe la voi? Da, pe aici, pe la noi, softul. Și eu soft și hard înțeleg în hard și mai soft, știi, cu fetele mai soft, cu băieții mai hard. Are vreo legătură sau nu are niciuna? Hardul e cum ar veni piesele de la calculator, softul e ce fac respectivele, ce e programat pe ele. Lasă-mă mai soft, nu mă lua cu hardul. Da, da, deci, înțeleg. Să înțeleg și eu, oricum nu pricep, deci noi... Închipuiesc că dacă nu l-am întrebat pe a meu din casă, știi, ce-s chestiile astea, am venit să te întreb pe tine, dacă se uită la semnul, bă, tata, te faci de cacao acolo, nu zice el chiar așa, știi, dar zice, nu mai pune întrebări, lasă, te lămurim noi acasă. Bun, deci asta, cu asta am terminat. Pe vremea voastră, că și voi sunteți pe vremea voastră, pe aici, prin zonă, copiii veneau natural sau vă aducea barza sau cum a fost la voi? Natural. Ah, natural, da, da. Deci tu în ce familie? Într-o familie baptistă m-am născut, tatăl meu este ortodox. Așa. Dar bunicii din partea mamei și mama sunt baptiști. Și zi-mi ceva despre copilărie, așa, ce ți-amintești plăcut? Păi, de mică merg la biserică în fiecare duminică, probabil că uneori... De bună voie și neselită de nimeni. Asta vreau să zic, probabil că uneori doar pentru că spunea mama și pentru că așa trebuia să facem. Dar apoi a devenit o plăcere. Am găsit o plăcere în a sta cu cei de la biserică și de a îl sluji pe Dumnezeu. Cam la ce vârstă a devenit plăcere? Păi eu la 15 ani m-am botezat. Și mi-a vorbit Domnul de mai multe ori până când am luat decizia asta. Bun, și acum în ideea că termin medicina, te măriți, rămâne lumea asta în picioare și un pic normală și într-o zi te binecuvintează Domnul cu o fetiță, da? Tu o să o lași vis-a-vis de biserică și de cele sfinte, o să o lași până decide ea sau o să repeți cumva ce a făcut maică-ta și o vreme, că înțelege ea, că nu înțelege, o duci tu? Păi cred că e necesar să fie impusă cumva chestia asta la început, pentru că în contextul de la școală și cu prietenii, satanul lucrează foarte mult și atunci trebuie să existe o conexiune cu Dumnezeu, că altfel nu ai cum. Și la o vârstă fragită e greu, nu știi ce să faci, atunci e clar că ai nevoie de părinți ca să îți spună și de bunici. Care cel puțin teoretic ar trebui să spună adevărul, că da, ești al lor, te iubesc, nu știu ce. Adică de ce să pună numai alții în mintea ta și să nu pună și ei? Dar nu știu, la matematică cum e? Matematică faci numai de când îți place sau de când începe anul? De când începe anul. Da, de ce nu? Vezi că în chestia asta cu, mai ales când e vorba de chestii spirituale, foarte mult se aruncă ideea asta, domne, nu băga în capul copilul, lasă-l să decidă el când. Eu zic să facem chestia asta și cu matematica, chimia, adică, domne, când o să capete ăsta drag de chimie, începe în chimia. Și dacă nu ne drag niciodată, nu mai facem chimie. Păi poate o să-mi fie drag pe parcurs, când descoperi frumusețea, nu la început, că nu-mi place Goliat. Tu cum, prin ce familie ai ajuns? Eu m-am născut într-o familie ortodoxă și mama și tata au fost ortodoxi, dar și am fost la biserică la ortodoxi. Deci ortodoxi practicanți? Da, mai mult am fost cu bunicul la biserică. Aveam într-o oarecare măsură de ales, dar vedeam tot timpul, îl vedeam pe el că e mai trist dacă vedea că nu mă duc și atunci văzându-l pe el întristat am zis, nu pot să-l supăr pe bunicul, trebuie să mă duc. Dar oare era trist că nu te duci la biserică sau că nu e nepotul cu el? Nu știu. Cred că amândouă. Presupun că ar trebui să-l întreb. Da, întreabă, uite, o curiozitate. Eu mă gândesc că amândouă, știi? Probabil, că, da. Să știi, bunicii se mândresc cu nepoții. Da, bineînțeles. Da. Pe parcurs, mama a ajuns la credință, l-a cunoscut pe Dumnezeu, ea s-a botezat și am început să merg și eu la biserică, inițial la grupele de copii, după încetişor și în biserica mai mare și apoi la tineret și de acolo aici. Există așa o mică schimbare, un șoc când te duci de la copil la biserică?
E mai mare sala, dar... E mai mare sala, da. Și se vorbește mai mult. Dincolo mai era și un pic de joacă, sau? Da. Da, da, da. Oare că mai primea o fișă, mai trebuia să colorez ceva. Și cum ar fi dacă am face chestia asta și cu ăștia mari? Nu știu. Trebuie să încercăm. Să încercăm. De am văzut acum că de câtva timp chiar e la modă cărți de colorat pentru adulți. Da, că se presupune că te relaxează dacă stai nu, să am văzut în avion colorezi. Și lângă mine, doamna, colorate, nu mai... Super, zic, o fi și o chestie din asta, da. Au ajuns unii la concluzie, am înțeles că și scrisul de mână e bun la ceva. Așa, deci tu și tu cu grupe de copii, cu... Da, da, da. Și ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut foarte mult, că făceam jocuri și era tot așa pe înțelesul nostru. Și mă întâlneam și cu prietenii. Care contează, da. Și n-ați avut și din ăștia câte un domnul goie sau ceva care să vă mai facă viața grea pe la grupe, eu știu. Nu mi-amintesc acum să fie avut experiențe așa. Învățătorii sau învățătoare ați avut? Învățătoare. Învățătoare, da. Da, da, da. Nu prea există învățători de copii decât foarte puțin, dar foarte multe învățătoare. La da. Tineret. La tineret, da, se schimbă. Da. Bun, ai zis tu de botez, că te-ai botezat la 15 ani. Da. Ce te-a determinat să te botezi? Păi, e destul de lungă povestea, adică Dumnezeu mi-a vorbit de mai multe ori, în principal în tabere, pentru că mergeam în fiecare an cu cei de la noi de la biserică în tabere. Și în primul an în care eram la grupa mare și Dumnezeu mi-a vorbit printr-o soră învățătoare, am luat cumva decizia atunci, doar că după ce am ajuns acasă, din nou în contextul de acasă cu toți prietenii și tot ce se întâmpla aici, a cam dispărut dorința asta, doar că după puțin timp Dumnezeu mi-a vorbit așa mai dur din nou. Mai dur? Da, prin faptul că... un verișor de-al meu de 17 ani a murit și printr-un accident și atunci mi-am dat seama că nu avem timp, cum spune toată lumea, că ești tânăr, faci acum ce vrei, că oricum Dumnezeu te iartă și că ai timp mai târziu. Doar că, în ciuda acestei experiențe, tot nu am hotărât să mă botez și nu eram pregătită în totalitate, simțeam că încă nu vreau să fac asta. Doar că din nou în altă tabără am mai mers și atunci mi-am dat seama că nu mai poate să fie amânat momentul ăsta. Și la biserică, parcă prin fiecare predică, simțeam că îmi vorbește mie personal Dumnezeu și uneori mă prefăceam că nu aud și nu mai voiam să aud pentru că nu voiam asta. De ce? Că știai că e adevărat? Da, da. Deci încercăm câteodată să negăm o realitate? Da. Bun, hai că mă duc la David să văd dacă o ajuns și el pe la apă sau nu pe la botez. Atâtea chestii, atâtea întrebări mi-ai lăsat în minte când ai vorbit, să văd ce mi-aduc aminte dintre ele. Eu m-am botezat la 16 ani, decizia am luat-o la 15 și într-un fel povestea mea seamănă cu a lui Ariana, în sensul că și eu și mie mi-a vorbit Dumnezeu de mai multe ori la grupele de copii și din nou am ajuns acasă, eram foarte entuziasmat, dar ulterior s-a stins flacăra respectivă până când am ajuns la liceu și am ajuns într-un cum să spun, într-o grupă de prieteni poate mai nefavorabilă și nu mă mai simțeam eu bine, mă simțeam că nu-i locul meu acolo, nu-i locul meu nicăieri și am luat decizia de a mă boteza la o predică de a fratelui Paul Negruț, când într-un fel Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că măi, nu vezi că aici e locul tău, ce faci, ce ai de gând? Și gândindu-mă la chestia asta, mi-am dat seama că da, de fapt chiar acolo era locul meu și așa am luat decizia de a mă boteza, pentru că știam că în lume sau în grupul meu vechi de prieteni nu era locul meu cu adevărat. Dar de ce zici? Că asta chiar am vrut să te întreb. De ce zici că nu era locul tău dincolo? Pentru că nu mă simțeam ok să fiu într-un grup de oameni care
nu are nicio legătură cu Dumnezeu, pentru că fiind crescut într-un fel, chiar dacă nu la biserica baptistă, fiind crescut în biserică și văzând ce fac ei, nu mă simțeam ca și cum aș fi fost printre oameni care se potriveau cu mine. Și mă deranja chestia asta, dar nu știam cum să le-o spun lor și nu știam de ce mă deranjează atât de mult. Pentru că ceea ce nu-mi dădeam eu seama în momentul ăla era că într-un fel, poate sufletul meu chiar și el îmi spunea că, măi, nu e ok ce faci, nu e ok că ai ajuns aici, nu e ok că ești în locul în care ești acum. Interesant. Da, ziceai tu că ai luat o decizie. Decizia de a merge încă în altă tabără sau ce, așa? Da, noi mergeam în fiecare an în tabere. Nu, da. Dar ai spus la un moment dat că, n-am vrut să te întreb atunci, că Dumnezeu mi-a vorbit, am luat o decizie, după asta m-am dus acasă. La ce decizie te referi? Păi atunci ni s-a vorbit foarte mult despre faptul că noi trebuie să fim diferiți și să arătăm asta și celor din jurul nostru, pentru că noi ar trebui să fim un exemplu pentru ei și e o greșeală să ne asemănăm cu ei și ei să ne considere la fel. Ei te referi la cei necredincioși, da. Cum am zice noi, sau credincioși în felul lor, da? Da. Acum, în timp ce povesteai că ai spus, m-am mai dus într-o tabără, voi făceați tabără în fiecare lună sau asta înseamnă în fiecare, că... În fiecare an. Deci trecea un an, mai trecea un an, da. Au trecut vreo 2-3 ani pe la tine, așa, da. Tot cu frământări, cu... așa. Și dintr-un punct de vedere, îți pare rău că au trecut anii ăștia, ai mai văzut maturizare, înțelegere... Nu cred că îmi pare rău, pentru că pe moment n-am înțeles atât de bine, adică știam că asta trebuie să fac, dar nu știam exact ce înseamnă asta și ce ar trebui să urmeze mai apoi. Hai că vă pun o întrebare foarte adâncă de noastră, că am și întrebări adânci. Cât de mult aș greși dacă aș spune că un băiat, o fată, care au 10 ani, și la 10 ani iau o decizie serioasă pentru Dumnezeu, iau decizia cu maturitatea vârstei de 10 ani. Stați să vă gândiți, că dacă ai 10 ani și eu vin și spun că iei decizia cu mintea de 10 ani, bănuiesc că te superi foarte tare. Adică, domnule, eu nu știu ce fac. Știi cum ziceai tu, domnule, când ajungi la 11 ani, îți dai seama ce? Că totuși, la 11 ani, ești un pic mai matur decât... La 10. Da. Mi s-a spus același lucru la 16, că poate nu sunt destul de matur. Și cum ai reacționat? Ba da. Asta îmi doresc, asta vreau să fac cu viața mea, de decizia pe care am luat-o. Și deși ei continuau să-mi spună, poate ar mai trebui să aștept, să continuau să le spun că ba da, vreau bun să fac. E super că ai făcut așa atunci. Acum, au mai trecut 3 ani, da? Da. Bun. Acum, dacă te uiți în urmă, ești un pic mai matur ca la 16 ani? Da. Asta nu înseamnă că atunci n-ai fost sincer. Ba da, adică da. Da. Dar e normal să ne maturizăm și când ne maturizăm, normal că și relația cu Dumnezeu o privim cu alți ochi, adică în sensul maturității și toate celelalte. Bun, deci cum a fost la botez, frumos? Da, emoționant. Emoționant. Da. Tu ești cu emoțiile, am înțeles. Tu ești cu emoțiile. Da. Ce a fost deosebit la botez? Nu știu, faptul că am conștientizat ce decizie importantă, adică că de fapt e cea mai importantă decizie pe care aș fi putut să o iau vreodată și asta a adus multe responsabilități pe urmă. A, deci tu ești fata care ieși la modul serios câte o chestie, așa, da? Bun. Dar zi-mi, la voi la biserică s-a făcut ceva curs de pregătire înainte de botez? Da, curs de catecheză. Și da. Te-ai dus? Da, am mers. Ți-a plăcut? Da. Chiar ai învățat ceva sau? Da, păi, deși erau chestii pe care noi cei care am crescut în biserică de atâta timp le știam, dar cumva am putut să le aprofundăm mai mult și... să le înțelegem. Și dacă tu ai ținut un curs de cateheză, ce ai schimba?
ce schimbam? Între cursul tău, nu contează cine l-a făcut, nu dă bine așa, tu ai făcut cursul de cateheze cu Xulescu, da? Și mâine te roagă biserica, să zicem, să ții tu un curs de cateheze. Ce ai păstrat și ce ai schimbat? Păi, probabil că aș face mai mult un dialog cu cei care vor să se boteze, nu doar un monolog, adică în care eu să țin un discurs și ceilalți să fie atenți și să încerci să înțeleagă. Aș încerca să discut cu ei, să văd ce gândesc și ei. Au frământări, au întrebări. Da, da. Da, e bună chestia asta, nici nu e greu să faci un dialog, da. Bun, tu ai fost tu pe acolo, pe la curs. Da. Și te-a ajutat? Da. Nu chiar atât de mult, în ideea că, na, noi cunoscând, fiind la grupele de copii, cunoșteam majoritatea lucrurilor discutate la cursul de catecheză, dar, pe de o parte, da, m-a ajutat. Ai fost prezent când s-a discutat despre finanțe? S-a discutat despre finanțe? Aparent nu, n-am fost, dacă nu s-a discutat despre finanțe. Da, n-ar fi interesant, apropo, un tânăr... Un adolescent și apoi un tânăr, nu? N-ar fi interesant să auzi și un studiu, perspectiva biblică despre finanțe. Adică, nu știu, voi ați văzut bani în viața voastră? Da. Ați și umblat cu ei? Da. Și v-a învățat cineva din Biblie perspectiva biblică pe capitolul finanțe? O perspectivă biblică? Nu. Deci părinții, măcar... să nu cheltuim mult. Ah, bun, asta e perspectiva lor, nu e perspectiva biblică, da? Deci există și o perspectivă biblică, poate fi a lor biblică, dar da, cu zeciuiala, ce v-a zis cineva? Să nu v-a zis? Da. Da. Păi ceva tot v-a zis atunci, măcar dați bănuții. Dar cum e, acum așa, noi glumim, dar și când glumim vorbim serios, dacă tot m-am băgat în chestia asta cu, oricum nu vă duceți niciunul la finanțe bănci, cum vi se pare chestia asta cu dărnicia și zeciuiala? Păi, cred că e esențială în viața noastră, pentru că, până la urmă, mulți oameni spun că prin puterile lor ori făcut și ori ajuns ceva, dar, de fapt, nu e așa, pentru că, da, noi ne facem partea noastră, dar trebuie și Dumnezeu să fie alături de noi și trebuie să-i fim recunoscători prin asta. Hai, cum tu tot așa zici că fată pocăită, că trebuie să dai răspunsuri corecte și văd că știi să le dai, dar discutând așa foarte practic, uite, tu vrei să faci medicină, da? Da. Nu pentru bani. Așa? A, bun, da, sper că nu te duci la medicină pentru bani, ci te duci pentru că îți place, ai o chemare, că s-ar putea mâine medicii să fie mai slab plătiți ca astăzi, să dea Domnul să fie de 10 ori plătiți și atunci zici, băi, mi-am ratat 6 ani din viață sau 20 ca să am salariul ăsta, da? Faci că ai o chemare din partea lui Dumnezeu, vrei să-L slujești pe Dumnezeu, să slujești oamenii și toate celelalte, dar sunt și banii la mijloc, da? Spune-mi, care e rolul lui Dumnezeu în a intra la facultate și a termina facultatea bine? Păi, cred că Dumnezeu ne vrea pe toți așa, are un loc pregătit special pentru fiecare ca să... putem să fim un exemplu acolo unde suntem, fiecare. Bun, stai că tu ești primul an la facultate. Cu ce te-a ajutat Dumnezeu să intri la aplecata? Păi, sincer, de la învățat până la toate, cam la tot m-a ajutat, pentru că în toată perioada în care mă pregăteam și pentru bacalaureat, eram aproape în fiecare seară pe genunchi și mă rugam ca Dumnezeu să mă ajute să intru acolo unde... Bun, și cam ce te rugai? Doamne, n-am chef să învăț, dă-mi chef. O fost și rugăciune de genul ăsta, sau nu? Da, nu pot să mint, nu pot să zic că nu, pentru că era o perioadă când pur și simplu nu aveam chef să... Dar ce, nu te duci mai degrabă pe munte decât să stai să te uiți la niște chestii din alea care te doare capul? Dar trebuie. Bun, dar eu asta mă întreb, dacă Dumnezeul nostru... E doar un Dumnezeu care stă pe tronul lui în univers și spune, băiete, dacă te comporți bine, îți dau nu știu ce, dacă nu te comporți bine, ai încurcat-o? Sau Dumnezeu este Dumnezeu care te ajută să nu-L strângi pe ala de matematică de gât? Spui, Doamne, nu mai rezist, zice, îți dau eu putere, lasă-L în viață. Bun, dacă Tu îmi dai putere, e Dumnezeu care mă ajută să înțeleg unele chestii care nu înțeleg, e Dumnezeu care poate să mă trimită într-o direcție la unul să mă mediteze, care chiar să mă ajute să înțeleg. Că mă pot duce la 10 meditatori și să nu pricep nimic, știi? Și Domnul să conducă în așa fel lucrurile, să mă duc la unul care știe să pună și în capul meu ce are în capul lui, da?
mă gândeam eu așa, că la tine cu medicina trebuie să mergem pe chestiile vitale. Doamne ferește, prin reducere la absurd o să supere părinții pe mine, dar tu nu. Ca tu să intri la facultate, la medicină, ar trebui să rămâi în viață. Da. Bine. Și ca să o termini ar trebui să rămâi în viață, nu? Da. Și cam cine te-ar putea ține în viață? Păi doar Dumnezeu. Știi că eu le zic, apropo, că tu ai dat chestia asta și de asta am avut curaj, că unii zic că eu fac, că eu dreg sau nu știu ce, și spun, băi, hai să ne înțelegem. Mergem mult pe chestia asta. Dom'le, eu muncesc. Eu am pentru că muncesc. Și zic, bun, dar de ce muncești? Muncești pentru că e sănătos? Muncești pentru că ai un loc de muncă? Muncești pentru că poate ai avut niște părinți care ți-au pus ceva în minte să, când vezi munca, să nu urci pe pereți și să înțelegi? Și zic, ca să o finalizăm, să muncești pentru că te ține Dumnezeu în viață. Că Dumnezeu îți ia viața și deci te descurci, știi? Deci, până la urmă, chiar depindem de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu ne facem partea noastră, da? Normal, și Dumnezeu nu poate până la urmă să fie Dumnezeu la care stă pe tron, dacă vedem și de atâtea de multe ori vedem în Noul Testament că avem metafore pentru Iisus ca fiind păstorul cel bun. Un păstor nu își lasă oile pur și simplu și rămâne acasă. Acum nu, depinde. Indicat ar fi să nu. Un păstor bun nu își lasă. Am înțeles, da. Un păstor prost, da, mai rămâne acasă. Plătit, ziceai, cu stica, adică nu soile lui, nu le are în suflet, da. E bun, e frumos. Deci, cu școala merge bine, bacaloriatul nu este nicio problemă. La facultate ce-i mai greu? Anul 1, 2, 3, 4? Faptul că e online. Faptul că în situația de acum cu pandemia este încă online. Bun, dar ce-ți lipsește când ești online? Într-un fel, conectarea aceea cu restul colegilor, cu profesorul, ca să poți să fii acolo, să stai, să îl auzi, să fii prezent. Da, deși eu sunt cu viața reală. Adică și faptul că te enervează doi colegi face parte tot din procesul ăla, că trebuie să reziști, să cu tare te pregătește Dumnezeu pentru viață, chiar pentru viața de familie cu rezistență. Nu știu, când te însori? Când de Domnul. Hai mă, lasă-mă cu asta, când de Domnul. Băi, aici noi predicatorii v-am învățat bine, dar nu v-am învățat tot. Bun, dar răspunsul corect este când de Domnul. Așa, și Domnul când ar trebui să dea după lucrurile tale? Nu știu. Bun, dar dacă ar vrea Domnul să lucreze cum vrei tu? Habar n-am, în vreo, nu știu, 5 ani, după ce termin și eu facultate. Mamă, ce băieți, că habar n-am, nu știu. Păi fetele ce să facă cu voi? Ele, săracele, tot se roagă, tot, Doamne. Bine că Domnul lucrează, mai schimbă inima băieților, mai schimbă viteza, așa, da. N-ai nicio fată în minte? Nu. Nu, e bun atunci. Tu cum stai? Eu nu cred că pot să zic aș vrea după ce termin facultatea, având în vedere că facultatea e 6 ani și ar fi cam mult de așteptat. Așa. Dar, nu, nici foarte curând, foarte, foarte curând. Deci nu așa. Iarna sau vara următoare? Nu. Așa. Dar așa, după calculele tale, cum ar fi ca să... Anul 3, 4, 5... Cam așa, să zicem, anul 3-4 ar fi bine. Ar fi bine, da? Da. Băiatul l-ai găsit sau încă nu? Încă nu. Încă nu, da. El te-a găsit? Nu știu. Bună. Dar e născut? Da, așa ar născut trebui, din nou sau născut? Sper că și născut din nou. Da? Dar... Deci ar fi chestia asta negociabilă? Nu prea, ar fi un compromis prea mare. Nu prea, am l-a întrebat unul, știi, au zis că, măi, eu sunt de modă mai veche, știi, nu știu, că nici nu sună poetic, cum să zic, că expresia era, băi țigane, ai bilet? O zic că nu prea am, știi, acum cum să zic, măi romule, ai, nu sună nici cum, nici nu, deci rămâne la varianta asta, că ei nu se supără, că le place așa, deci tu nu prea sau nu? Nu, ar fi un compromis prea mare, asta. Dar de ce? Dacă e un băiat fain, e educat, moral. Da, dar cred că totuși sunt alte valori și alte activități. De exemplu, un exemplu practic așa ar fi duminica, așa. Când poate e vară și
poate că alte familii sau așa prietenii merg la grătar sau la iarbă verde, eu nu pot să fac asta. Și atunci ce familie ar fi? Că poate nici el n-ar veni la biserică cu mine. Da, no, păi, dar duminica e numai o zi din săptămână. 6 sunteți împreună, duminica separați. Fiecare cu grătarul lui. Da, eu cred că e mai mult decât grătare. Tu ai vorbit de partea practică, dar tu crezi în chestia aia cu două lumi, doi stăpâni? Da. Pe mine ce m-ar îngrijora, spre exemplu, asta e o frământare a mea care încerc să o pun în mintea unora, dacă noi chiar credem în doi stăpâni, două lumi, lumea lui Dumnezeu și lumea întunericului, da, doi stăpâni, până la urmă eu trebuie să ascult de stăpânul meu. Și mă gândesc, dacă Domnul trimite un băiat bun acum, adică Domnul ăla, știi, trimite un băiat, zice, bă, fii cu minte până o învârtim pe asta de cap, că după asta spune eu cum să te comporți. Și atunci zice, totuși aș vrea unul din familia mea care cred că ascultă de stăpânul meu, care mă iubește, îl iubește și pe el, dar cum nu vă interesează astea? Ai avut până acum așa, asta e o treabă gravă de tot. Să o zic sau să nu zic? Puteți. Da, tu poți să nu răspunzi. Așa, ai avut inima frântă odată? Da. Da, cum a fost? Trist. Foarte trist a fost așa. Neașteptat, nu știu. Surpriză. Da. Nu, nu-l băgăm pe el la mijloc, că asta este... Dar ce ai spune unei fete din experiența asta? Poate că să nu aibă așa multe pretenții de la oameni și să nu aibă pretenții ca dacă tu faci ceva bine și să te aștepți să primești tot asta. Ăștia care cresc prin biserică așa pot fi un pic mai naivi, mai... În sensul că dacă eu sunt bun, toată lumea e bună, dacă eu sunt sincer, toată lumea e sinceră, dacă eu spun adevărul, toată lumea spune adevărul. Ia, ce ai dat cu proastea? Ia zi. Poți fi mai naiv, cum să nu? Ok, era întrebare pentru ea, dar dacă tu te-ai băgat aici, zi, tu n-ai avut treabă cu fete, cu dezamăgiri. Ba da, ba da. Ce, și băieții au de asta? Da, da, da. În ciuda aparențelor și băieții au. Ia, zi, hai că-s curios, aud și eu. Ia să văd. Păi în perioada aia când am spus că eram dărâmat și eram cu anturaje greșite, implicit era și o fată acolo de care mi-a plăcut și care nu era la biserică și care întâmplător mi-o frâng și mie inima într-o oarecare măsură. Deci tu chiar ți-ai pus inima acolo. Da, așa. Da. Nu, nu-i chiar ușor așa, nu-i plăcut să treci pe acolo. Știi? Nu. Bun, asta deja e o pretenție de la mine. Dacă treci pe aici, ce-ți propui? Să frângi tu inima cuiva sau să faci în așa fel ca să nu treacă alții prin ce ai trecut tu? Să fac alții prin... să nu treacă alții prin ce am trecut eu. Asta e varianta faină. Da. Da. Nu există și un pic de gând de a plăti înapoi? Nu știu, poate că ne-am gândit că știm prin ce am trecut noi la un moment dat și că nu am dorit asta altora. Sună foarte malefic să dorești să te duci la altă persoană cu gândul de a-i face un rău în sensul ăsta. Bă, nu, dar pe parcurs? Nu. Da, e bun, chiar e inima faină. Și acum dacă tot am intrat unde am ajuns și ce ne-am propus noi, știi? Cine a fost lângă tine în perioada asta? Prietena mea cea mai bună a fost tot timpul. Nu spun că poate mama nu ar fi fost, doar că nu am avut deschiderea asta să îi povestesc tot și atunci am povestit așa cuiva mai de vârstă apropiată mie, dar totuși ceva în care știu că am încredere. Îți fac o propunere. Odată când bei un ceai cu maică-ta sau un iaurt sau un shake sau ce vreți voi și o prinzi într-o zi bună, zice, mamă, mi-a zis cineva să te întreb, tu ai avut vreodată inima frântă? Să vezi ce vei descoperi.
s-ar putea să spune, nu, pe mine m-a păzit Dumnezeu de toate chestiile astea, nu știu ce, s-ar putea să zic altceva, s-ar putea să ajungi la concluzia că mama chiar putea să mă ajute atunci, dar să știi că nu te condamn deloc. Eu am avut, mama încă este în viață, tata a plecat la Domnul, îl respectam pe tata, nu m-am mințit niciodată, deci foarte multe chestii pozitive, și m-am întrebat în viață de ce unele lucruri eram gata să le discut cu străinii și nu cu tata. Da, și eu sunt convinsă că ar fi putut să mă ajute în momentul ăla, dar totuși, nu știu, nu am avut deschiderea asta. Nu, că asta discutăm sincer acum. Și acum mai pun una ca să-ți dau de gândit, mai ești prietenă cu prietena care ți-a fost alături? Da. Da. Și speri ca să nu-ți frângă inima într-o zi. Da, da. Doamne ajută. Da, că ar fi păcat, dar până la urmă trecem prin toate. Ca să vă dau un sfat de la un om bătrân. Singurul care nu frânge inima rău e Dumnezeu. Și Dumnezeu ne poate frânge, dar nu în felul ăsta. El când ne rănește, ne rănește doar ca să ne vindece și să ne ducă la mai bine. În afară de El, dacă o să umbli un pic la soft, la hard, la șuruburi, la ce vrei tu, cumva pregătește-te ca să nu fii surprins. Deci dacă te legi prea mult de o persoană, inclusiv că te legi de mine ca păstor al tău, sau da, limitările mele omenești mă pot duce în situația în care... Și până la urmă poți fi cel mai sincer să plâng împreună cu tine, dar tot i-am rănit, știi? Asta este, că suntem oameni. Deci singurul care se ocupă în mod ideal este Dumnezeu. Asta nu înseamnă că să vedem în fiecare om un dușman sau ceva, dar undeva un, nu știu, 1%, 5% în mintea mea cumva să mă gândesc că toată lumea e vulnerabilă și de asta... Eu dacă aș fi fată, că la voi e mai mult problema asta, noi ne ascundem mai bine, cu mintea mea de acum, numai Domnului Iisus i-aș spune tot. Și celorlalți cât este nevoie ca să mă poată ajuta. Da, trecem. Băieții plâng? Da, că nu-i vede nimeni. Și dacă ne-ar vedea, ce-ar fi? N-ar fi așa pagubă. Și-ar da seama că suntem și noi oameni, da? Da. Bun, bine, lasă că e bine, Domnul vindecă și învățăm din toate și nu știu ce, dar suntem un pic mai precauți și mai este un pic până la nuntă. Ce-ți dorești așa deosebit pentru ziua anunții? Deosebit? Păi toată nunta e deosebită, dar totuși așa, a ta trebuie să aibă o aromă, ceva particular, nu știu, nu te-ai gândit la chestia asta? Nu, cred că... mi-aș dori, așa cum am avut o experiență acum recent, când a fost o zi importantă pentru mine și, nu știu, cumva, au fost lângă mine toate persoanele importante, adică nu multe, dar cele care chiar contează, și asta a adus așa o fericire și cred că asta ar fi cel mai important, să poate să fie toate persoanele foarte importante acolo. Bun, asta e super, deci chiar ai vorbit de ceva valoros, știi, că până la urmă persoanele importante contează, deși va conta și, dar le-am pus în ordinea priorităților. Acum, trebuie să ai o temă de casă. Dacă nu se schimbă societatea asta și nu știu ce, nu știu cum sunt nunțile prin cercurile voastre și prin zona voastră, dar unele nunți au devenit și, nu știu, ori un fel de business, ori, nu știu dacă s-a tins înspre asta, dar eu spun în ce situație poți ajunge și n-aș vrea să ajungi. Tu vrei să te măriți studentă, corect? Am înțeles bine, da? Da. Notați părinților chestia asta, vă rog foarte frumos, deci vrea să te mărite studentă, da? Dar, domnul, ceea ce presupune că cel puțin câțiva din prietenii și prietenele tale vor fi studenți. Da. Dacă nu se întâmplă ceva major în societatea românească, studenții nu prea au bani. Corect. Tu faci o nuntă frumoasă, că e o dată în viață toate celelalte,
Și se duce prin sat vorba așa că meniul la nunta Arianei este 85 de euro. Corect, da? Am pus așa. Bun. Prietena ta foarte bună vine dintr-o familie mai modestă. Se mai întâmplă că i se mai mărit o prietene în vara în care te măriți tu, dacă o fi vara. De unde face ea rost de bani pentru două nunți? Cum faci tu ca prietena respectivă să vină la nuntă, să se simtă bine, să nu se bage în datorie la bancă, nu știu ce, sau să nu te refuze pe alt motiv? Că nu-ți va spune niciodată că n-are banii respectivi, nu vine nici să se facă de rușine, va apărea ceva. Cum faci tu ca cei mai buni prieteni a tăi, care teoretic nu și-ar permite financiar așa, să nu lipsească de la ziua bucuriei tale? Păi, cred că dacă am fi așa prieteni atât de apropiați, aș ști situația și nu ar fi ăsta un criteriu după care să mă invit, adică după care să păi vină să... Păi nu tu mă inviți, da, dar ce faci cu mine să nu te refuz, că eu am și bun simț dacă sunt prietenul tău, nu? Păi, oricum, ar ști din timp că m-am mărit și să se pregătească din timp, dar nu știu, nu m-am gândit la asta. Să te gândești. Asta trebuie să fie o problemă în generația voastră. Am discutat-o și cu copiii mei. Eu aș avea câteva variante. Dacă o să ai timp, ți le spun odată, că eu am multe figuri în cap. Eu, să știi, m-aș duce și pe meniuri diferite. Pe bune, că eu mă duc la nunți unde mănânc jumătate din aperitiv și nu mă mai interesează nimic. Dar tu l-ai plătit și la lunci la porți sau la cine, știi? Și eu aș merge și pe o chestie în asta. Deci voi, tineri, chiar ar trebui să ieșiți dintr-o șablon din asta, că trebuie să facem toți tăieței ăștia și pentru că asta e în nuntă, așa au făcut-o tata și mama. Bun, dacă au făcut-o tata și mama și vor ei, am un sfat părinților. Dacă vă băgați în nunta copiilor, plătiți tot. Deci aveți fițe, vreți sarmale, vreți cutare, vreți nu știu ce, bani jos, frate, și i-ai făcut nunta și atunci înghit și ei vă țin acolo. Dacă îi lăsați pe ei să-și facă și nunta lor și așa, atunci dați bani, dar mai puține sfaturi sau nu, dacă nu dați bani, mai rugați-vă și numai. Dar le-am zis, o știi, dar acum ne întoarcem la... Și am zis, mă, dacă mie când ar veni invitația, ar spune meniul 1, meniul 2, meniul 3. Eu mă uit la meniul 1, dacă e pătrățele cu pătrățoase, și eu știu că atât am e suficient. Eu oricum darul la nuntă ți-l dau cât pot eu. Bă, de ce trebuie să plătești tu 87 de euro când cu mine ai scăpat cu 15 euro, eu pun 25 de euro, cu mine ai și 10 din start, ne simțim toți bine, da? Deci există multe variante, dar părinții voștri nu s-o rezolve asta. Ar trebui să o gândiți voi și știu tineri care au rezolvat problema. Că acum eu mai sunt și printre ei și am auzit așa idei în care s-a ieșit din clasicul respectiv. Au avut o nuntă super, prietenile au fost aproape, o ieși și o leacă pe plus, dar cel mai mare fericire este când i-ai pe aia lângă tine, că 2 lei încoace. Și să vă mai spun o chestie, dacă e prea devreme pentru voi, dar poate aud alții, ai atunci bucuria că nu merg banii. După asta îi dai înapoi de numai, știi, când încep verile următoare, toți, am ajuns până acolo că am auzit pe unul, ei se căsătoreau unde știa, o zic, băi, hai nu mai facem plimbarea banilor, eu nu spun nimic la nuntă, tu nu pui nimic la nuntă și ne simțim amândoi bine, ce, eu ți-i dau acum, tu mi-i dai înapoi peste o lună. Altul zic că nu vreau să-i numără, băi, ți-i dau înapoi, dar nu, deci ce-s chestiile astea? Ar trebui să vă gândiți la chestia asta, cum faceți ca, trebuie să pornească de la voi, că dacă pornește de la noi, ziceți că vă stricăm, tu ai treabă cu nunta, n-ai. Nu te-ai gândit încă, cai, minuni, nu m-am gândit. Drone, ceva. Soția să fie și restul, da. Restul vede ea. Bă, asta e chestia masculină, domnule. Mi-am găsit mireasa, fată, fă ce vrei. Eu, pentru mine, fericire că tu ești lângă mine, încolo, fă cum vrei să fie bine. Dar mai un pic și ne prind atmosfera de nuntă. Ori ne bucurăm, ori plângem. Curios așa pentru mine, din ce ați văzut voi, din ce ați auzit, că acum nu trăiți în lumea asta, nu? Poate să fie o nuntă frumoasă, elegantă, chiar selectă, spune, uitându-mă la tine, și duhovnicească. Da. Da? Da.
Deci nu se bat cap în cap. Nu. Așa cred și eu. Deci, nu știu de ce nu se gândesc unii la chestia asta, că poți face un eveniment super fain și totuși să fie și spiritual. Adică să nu ajungem, ziceai tu un pic de altfel, altfel, știi că nu așa la... Eu chiar mi-aș bucura și la nuntă să fie altfel. Adică nu pot să spun că eu sunt copilul lui Dumnezeu 25 de ani, în ziua nunții aproape nicio diferență, în afară de faptul că zicem trei vorbe diferite și după astea iar o să fim o familie deosebită de aia la asta. Eu chiar cred că și ziua nunții, din nou, cu eleganța ei, cu frumusețea ei, poate să-L onoreze pe Dumnezeu. Tu crezi sau nu? Cu o zi ea, știi de. Bun, e super, e super. Ce să vă zic eu, oh, că uite ne-am împotmolit cu astea și timpul a zburat. Hai să vă zic așa, uite, ați prins că voi ați fost pe la învățători, pe la clase, ați devenit și voi învățători pe undeva sau nu? Nu, Nu, nu. asta nu. Acum a sosit momentul. Cui vrei să te adresezi, băieților sau fetelor? Fetelor. De asta o să te las să le zici băieților. Dacă te uiți acolo în cameră, o să vezi 50 de băieți. E Așa. cam figurii ei, da? E din ăștia, știi, la... Zile ceva. Zile ceva la băieți. Acum eu ascultat, când vrei tu să te măriți cu tare, că ai nuntă elegantă, asta tot o pricepute. Dar dacă, pe bune, dacă ai vrea să le spui ceva de la suflet, poți să nu le spui. Dacă ai vrea să le spui, ce le-ai spune la cei 50 de băieți? Nu știu, să nu se bage în chestii, dacă știu că nu pot continua ceva, adică se maturizeze mai mult. Aoleu, păi cât aștepți? Că unii la 38 de ani, încă... Tu ești poate în lumea voastră ideală, dar știi ce? Tu n-ai auzit neveste care, știi, îl întrebi pe el, pe soț, câți copii aveți? Trei, știi? Nevasta zice patru. Numai zice că ăsta e mai mare și jucăriile sunt mai scumpe. Multe neveste și bărbați și bagă tot la copii, știi? O că nu, tot atâta minciuța ăla. Deci maturizare, da, să se maturizeze, da? Păi ei la Da. 14 ani sunt maturi de... Așa vor să pară. Așa. Și dacă vor să înceapă o chestie, să-și facă bine socoteala... Da. Păi zi-o pe direct acum, tu toată emisiunea ai fost așa finuță, zici, băi, nu vă bate joc de nicio fată, nu intrați în sufletul ei cu bocanci, nu, ei, până la urmă, în prima fază, intră cu Adidas din astea frumoși, nu știu ce, și după asta îți dai seama că au cizme, sau asta ai vrut să zici, sau n-am priceput eu nimic. Da, cam asta. Da, așa, eu mai finuț, deci la băieți nu le spune chestii din astea tainice, spune-le pe direct, băi, nu fiți țăran, nu fiți bădăran, nu cu tare, avem și noi un suflet, suntem valoroși, noi chiar vă credem și după asta... Ați priceput băieților? Da, că l-ați priceput, poate le mai zici ceva sau? Nu, cam Nu, cam asta. asta ar fi la... Ce ți-a rămas e? Să le zic eu fetelor. Să le zici, ai și ce rău îți pare, m-am gândit, da. De numai, da. Acolo, pe undeva, printr-o cameră, 50 ți ajung sau? Sunt destule, dacă iau la 50 de băieți, nu iau eu mai mult. Nu Da, bun. sunt Hobson. Am înțeles, da. Ce să le spun? Păi, apar, na, fiți pocăite, fiți serioase și cam atât. Că de obicei problema e la noi. Cam așa e mereu. Hai, mă, lasă, nu mai fi și tu așa smerit. Deci, Ah. zice, fiți pocăite și serioase. Tu crezi că astea sunt chiar așa de simple? Nu știu. Nu știu că nu le văd bine de aici. Nu, mă, Sunt știu eu departe. că nu e chiar așa de simplu să fii pocăit și să fii serios. Adică nu e chiar așa ca în cărți, dar e posibil. Deci Da. eu nu sunt de acord cu cei care spun, auzi pe mulți că să fii un om... Cum zicem noi, pocăi, dar credincios, serios în relația cu Dumnezeu, că nu contează eticheta, că e așa de ușor. Eu zic, mai, cine zice că e foarte ușor să fii plăcut lui Dumnezeu în orice lucru, ori nu știe ce înseamnă să fii plăcut lui Dumnezeu, ori nu încerca niciodată. Pe bune, asta e Da. părerea mea, că ori nu știe, dar faptul că este greu nu înseamnă că este imposibil. Da. Ție să mănânci, ți-e greu? Nu. Nu. Da, și dacă ți-ar fi, te-ai strădui, nu?
N-am de ales, da. Bun, dar ce ți-e greu în viață, în afară de matematică? Într-un fel să și chiar chestia asta să fiu plăcut lui Dumnezeu, că cel puțin eu consider că nu e o chestie care o faci și așa rămâne o chestie care te strădui să o faci o viață întreagă. Și în fiecare zi mai descoperi da, că... Și în fiecare zi descoperi ceva nou, în unele zile ți-e mai greu, în altele ți-e mai ușor. Nu e o alergare, e un maraton, e ceva care faci pe termen lung. Ești de acord? Da. Mie cred că cel mai greu așa mie să-mi organizez timpul. Adică noi tot timpul ne rugăm la biserică să... îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute să îl punem pe El pe primul loc, dar când trebuie să aplici asta e destul de greu. Și poate că în fiecare zi vin alte chestii și alte probleme și ne luăm cu altele și atunci... Bun, pune și eu niște întrebări așa din astea. Știți cazul că eu am întrebări foarte interesante. Bănuiesc că ai un telefon? Da. Prin telefoanele astea există o chestie în aia care se numește agenda? Da. Și oare dacă s-ar pune în agenda niște chestii, ar ajuta? Cred că da. Păi să încercăm, adică viața organizată înseamnă să organizăm. Mai scrie acolo chiar o chestie, dar nu, eu le spun la unii și pentru mine, pui acolo în fiecare zi, că nu o să dea, câteodată uiți să deschizi agenda sau unde te uiți mai mult. Dumnezeu pe primul loc, asta, și la un moment dat, încet, încet, îți faci un obicei, care sunt foarte importante obiceiurile, dacă sunt obiceiuri bune. Chiar dacă sunt obiceiuri bune, te distrug. A fost un timp super. Chiar a fost un timp super și m-am bucurat să îi am pe cei doi tineri, Ariana și cu David, nu cu Goliat, împreună cu noi. Domnul să-i binecuvinteze, sper că o să vă rugați în continuare pentru ei și o să apreciați că așa, câteodată intrăm noi așa într-o chestie în asta pesimistă, că nu mai avem tineri buni în jurul nostru, că cu noi se termină lumea, se termină slujirea lui Dumnezeu. Nu e adevărat, așa au gândit fiecare generație, așa ai noștri au gândit tot așa, că se prăpădește și uite că nu s-au prăpădit. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care sunt serioși, mereu spun nu perfecți, dar oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu, vor să facă ceva pentru Dumnezeu, găsiți și alții în care să investiți și, da, părinților care aveți adolescenți, dacă nu v-ați gândit până acum, vă spun eu, nu degeaba am discutat subiectul, copiii voștri se gândesc și la însurătoare și la măritiși. Acum că nu vor să se căsătorească mâine, este normal, dar poate câteodată, dacă ați vorbit cu ei așa sincer, ați mai vedea ce e în sufletul lor, le-ați mai spune ceva din experiențele voastre frumoase sau mai puțin plăcute, pe care nu le-ați avut, bineînțeles, dar le-ați auzit la alții. Și uite așa, împreună, învățăm să-L slujim pe Dumnezeu în fiecare zi, învățăm să ne pregătim și profesional și pentru viața de familie și, bineînțeles, pentru veșnicie. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, fiți o binecuvântare pentru alții, rugați-vă pentru toți cei care ne ajută să ajungem în casele voastre. Mulțumesc frumos pentru timpul care mi l-ați oferit.